O adolescentă aflată în grija statului și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al treilea al unui centru de locuințe sociale din Botoșani. Fata de 16 ani stătea într-un apartament cu alte 5 colege, dar și cu un supraveghetor. S-a încuiat în cameră cu câteva momente înainte să fie găsită fără suflare pe cimentul din fața blocului. Adolescenta suferea de depresie și ar mai fi avut tentative de sinucidere în trecut. Au trecut câteva minute de când trupul copilei s-a prăbușit pe ciment de la etajul 3. A căzut chiar de la balconul locuinței sociale în care stătea de peste un an. Pacienta prezintă traumatism craniocerebral, traumatism membru superior drept, toracic, la coloana vertebrală, traumatism de șold. Medicii au găsit-o cu răni severe, dar conștientă și au sperat că îi vor salva viața. Însă fata a intrat în stop cardiorespirator. Pacienta este conștientă și transportată la spital pentru investigații suplimentare. Starea este destul de gravă și trebuie evaluată în următoarele zile. Din păcate, inima i s-a oprit la spital, iar doctorii n-au mai reușit să-i redea pulsul. Adolescenta se afla sub tratament după ce a fost internată anul trecut din cauza unei depresii. De câteva ori ar fi încercat să-și ia viața. Este în sistemul de protecție de un an de zile. Am mai avut tentative de suicid? Minore tentative. A fost consiliată. Încă 5 fete locuiau în apartament, iar un supraveghetor avea grijă de ele. Înainte să fie găsită fără suflare, fata de 16 ani s-a încuiat în cameră. Singura rudă care se interesa de ea este mama ei, însă femeia lucrează în Italia. Atât poliția cât și cei de la protecția copilului au demarat o anchetă pentru a afla cauzele exacte ale tragediei.